Pentru început vorbim despre o comună din Bacău, unde măsurătorile cadastrale se fac cu ajutorul dronelor. Totul este gratuit, toți locuitorii pot să beneficieze de aceste servicii, care sunt rezultatul implementării unui program, desigur, cu finanțare europeană. Primăria comunei Strungari, o localitate modestă cu puțin peste 2500 de locuitori, a reușit să asigure servicii cadastrale gratuite cetățenilor. Proiectul a fost câștigat de o firmă din Moldova care folosește drone și tehnologie de ultimă generație pentru măsurători. Vrem să fim în pas cu tehnologia, am achiziționat și un scanner 3D care permite scanarea construcțiilor cu precizie milimetrică, rezultând un suport tridimensional, o transpunere a construcției în format digital, care permite nu numai vizualizarea lui, ci și folosirea ca și suport pentru proiectare, modernizare, reabilitare. Acest ortofotoplan nu exclude realizarea interviurilor pe teren, verificarea limitelor desenate pe ortofotoplan, dar și verificarea dimensiunilor construcțiilor. Proiectul constă în montarea unei camere 360 de grade pe mașină, parcurgerea tuturor străzilor. Camera 360 de grade este conectată și la un GPS pentru realizarea unor poziții fixe ale fotografiilor. În urma prelucrării vedeți imagini 360 de grade ca la Google. Comuna nu este departe de tehnologie, fiind făcute și alte investiții moderne, precum panouri fotovoltaice pe școala gimnazială sau iluminat stradal solar prin panouri fotovoltaice cu LED. Vrem să vedem acest proiect împlinit, pentru că va face puțină ordine în tot ceea ce privește evidență cadastrală la nivelul localității. Atât pe intravilan, pe extravilan, atât pe terenurile agricole, cât și pe terenurile cu vegetație forestieră. Localnicii sunt bucuroși că beneficiază de servicii gratuite, dar și inteligente. Cred că este un proiect benefic pentru comunitatea din comuna noastră. O să identificăm cu certitudine toate suprafețele care vor fi măsurate și cred că va fi un real beneficiu pentru toată populația în viitor pentru a stabili cu certitudine toate punctele cadastrale și toate terenurile care sunt pe raza comunității. S-a demonstrat că tehnologia nu e orta. E foarte bine, ceea ce se aude e foarte bine. Asta vă spun, că este foarte bine din partea primarului ce face. Proiectul a fost realizat prin programul operațional regional.